a ști și a nu ști. Și pe de altă parte, a ști cine este nu după tip, ci după semn. Dacă Iisus i-a iertat de pe cruce pe cei care răstigniseră, îl răstigneau cu atât mai mult și-ar fi iertat pe propriul său ucenic. Omenește vorbind, s-a lăsat și arestat, s-a lăsat biciuit, s-a lăsat interogat, s-a lăsat scuipat, barșocorit, curunat cu spini. Sunt două personaje diferite, cu semnificații diferite, cu roluri diferite și cu finalități diferite. Să începem cu Petru. Petru nu este singurul care a fost cuprins de frică omenească. Adică lepădarul lui Petru este un alt omenesc de la citate. Pur și simplu. Dar să nu uităm că în grădina Ghetsimani, în clipa în care Iisus a împins mâinile pentru ca să fie legat de bunăvoie și s-a dat arestat, s-a dat prins, toți ucenicii l-au părăsit, dispărând în întunericul nopții. Iisus prevăzuse acest lucru. Toți mă veți părăsi și vă rămâne singur. Dar nu voi fi singur pentru că voi fi cu tatăl meu. Așadar, cuprinși de spaimă, ca nu cumva să fie și arestați, au fugit, inclusiv Petru, care se jurase că îl va apăra cu prețul vieții lui și care scoseze sabia să-l apere cu sabia. Lepădarul lui Petru se petrece în momentul în care el este descoperit într-un context dramatic. Iisus era judecat și urma să fie condamnat. Iar Petru a fost identificat după cuvânt și după chip chiar de către o slujnică din curtea arhiereului, noaptea, în timp ce se călzea la foc, el vrând să pare un anonim oarecare. Și atunci prinde spaima și spaima mai cu seamă de faptul că putea să fie și-l arestat drept complice al vinovatului, al condamnatului, părtaș la aceeași fapt. Și atunci, cuprins realmente de lașitate pur omenească, s-a jurat că nici măcar nu-l văzuse pe Iisus. Și atunci s-a căit și a plâns cu amar. Această căință a lui Petru i-a deschis posibilitatea reabilitării. Să nu uităm că după învierea imediat, Mântuitorul Hristos se întâlnește cu mironosițele femei și le spune și le zice: spuneți-le ucenicilor mei și lui Petru că ne vom întâlni în Galileea. Acest și lui Petru este un adaug special, îl interpretăm noi că la acea dată Petru era căzut din colegiul apostolic datorită lepădării de Iisus, dar că Iisus îl invită în vederea reabilitării tocmai pentru că plânsese. Și reabilitarea se întâmplă, printre ei întrebare pe care o pune lui Petru: dacă mă iubești, îl declară de trei ori și îl reabilitează și îl așează în drepturile lui apostolice. La Iuda este cu totul altceva. Iuda l-a trădat, l-a vândut pe Iisus pentru 30 de arginți. Suma nu cred că era exorbitantă, este mai mult simbolică. În fond, în ce constă acest lucru? Arestarea lui Iisus trebuia să se facă noaptea, dar nu de către arhierei care știau pe Iisus, ci de către soldați romani, care erau în garda templului. Și aceia nu știau pe Iisus, nu aveau fotografia, nu aveau buletin de identitate și nici amprente digitale. Așa că le trebuia unul care să spună: ăsta este. Și acesta este serviciul pe care l-a oferit Iuda. Să știți, eu voi fi noaptea aceea pentru Neric în grădina Ghetsimani și acolo eu am să-l sărut. Acesta este semn. Și pe acela pe care îl voi săruta eu, acela va fi. Așa cât și-a oferit serviciile de a-l identifica pe Iisus care urma să fie arestat și așa și-a făcut. Și-a dat seama și el ca și Petru de greșeala pe care o făcuse, a mers la arhierei și le-a aruncat punga cu bani, aceea îl repudiază și spune să-i se treaba ta, te privește pe tine ce faci. Care este deosebirea asta esențială între Iuda și Petru? Amândoi au greșit, unul mai grav decât al celălalt. Petru s-a căit, conștiința lui s-a răscolit. Și datorită acestei căințe i-a fost deschis drumul reabilitării. Iuda s-a căit doar formal și numai în parte, față de arhierei. Iuda, dacă ar fi vrut cu adevărat să se salveze, trebuia să alerge la picioarele crucii, să îngenunche și să-i ceară iertare lui Iisus. Și ar fi fost iertat. Asta este sigur. Iisus, pe toată durata patimilor sale, s-a comportat ca un om.
Deci nu a apelat la dumnezeirea lui, la puterea dumnezeiască și la puterile cerești. Omenește vorbind, s-a lăsat și arestat, s-a lăsat biciuit, s-a lăsat interogat, s-a lăsat scuipat, bajocorit, încurunat cu spin. Și în clipa când mergea pe Golgota, își ducea cruce. De obicei, o sândiță la crucificare își duceau elementul de tortură în spinare. Și s-a prăbușit. Adică nemâncat, nebăut, bătut, umilit, plin de sudoare, mi se spune că sudoarea era amestecată cu sânge pe chipul său, pur și simplu omenește s-a prăbușit sub povară. Însă să nu uităm că era vineri seara și trebuia să fie făcute lucrurile foarte repede. Venea sâmbăta când era zi de odihnă și atunci totul trebuia grăbit. Așa se face pe ostașii, au luat de mulțime pe un oarecarism, mai vân jos, care se poate duce crucea. Ăla era țăran, care era de la țarină. Și țăranul are moști, mai bun, are un grumaz. Și măi, vină tu încoace și du-i crucea ăstuia. Și-a dus-o, l-au silit. I-au poruncit în sensul acesta. N-a făcut-o, nu s-a oferit el de bunăvoie. Totuși, el a fost cel care, practic, a fost omul care a purtat povara lui Dumnezeu. Și la o vreme, Simon s-a găsit într-o situație grea din viața lui, poate părăsit de copii, de soție, singur, prăpădit, bolnav. Și își va fi adus aminte de acel moment și îi va fi spus, Doamne Iisuse, am auzit că Tu ai înviat. Cândva Ți-am purtat crucea, Ți-am purtat povara. Poate cumva că mi-ai rămas dator. Vino și Tu și ajută-mă să duc povara mea. Că eu sunt gata să cas, sau chiar am căzut sub crucea suferinței în care mă găsesc. Și mă sigur, pentru că Dumnezeu nu rămâne niciodată dator, Iisus a venit și a purtat povara. Acesta este mesajul faptului istoric că acest țăran a purtat povara lui Dumnezeu. În schimb, Dumnezeu vine și îți poartă povara ta a omului care în neputința ta omenească te brăbușesc cu ea. Ceea ce mi se pare superb. Se știe că a fost răsândită de doi tâlhari în concordanță și cu o scriptură din Vechiul Testament că a fost socotit sau pus în rând cu cei fără de lege, așa că doi nelegiuiți. E bine, atitudinea acestor doi nelegiuiți a fost diferită în vecinătatea imediată a suferinței lui Iisus. Cel din stânga îl bajocorea ca pe un oarecare, mă, și cine știe ce tâlhari ai fi pus și tu ca și noi, n-ai pus tu degeaba aici. Pe câtă vreme celălalt a fost intuiția, inspirația extraordinară de a descoperi în Iisus pe nevinovat. Și îl dojenește pe tovarășul său de suferință și pe semne și de crimă. Iisus îl înregistrează în această atitudine extraordinară a tâlharului, în sensul că îi recunoaște nevinovăția și că mai mult decât îi recunoaște dumnezeirea. De aceea îi spune, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta. Dar el intuiește că prin Iisus această părăție a cerului se va veni. Iar răspunsul lui Iisus, adevăr îți spun, astăzi vei fi cu mine în rai. Ceea ce este extraordinar, Iisus nu a deschis sau redeschis raiul închis de Adam. Cu unul ca mine sau cu unul ca dumneata și cu unul care la care nu s-ar fi câmpit nimeni, că ar putea să inaugureze paradisul, un păcător de rege, un tâlhar de drumul mare, un ucigaș, deci un păcătos de ultima speță. Și acesta este mesajul mântuitor al Evangheliei lui Iisus. Nimeni, cel mai pe urmă rău păcător, nu este scurs de la șansa mântuirii. Important este să recunoască pe Dumnezeu ca de un Dumnezeu și să-și recunoască vinovăția Lui în funcție de vinovăția lui Dumnezeu. Dar și ce spune Sfântul Ioan Gură de Aur la un moment dat, într-o predică, pe o omilie asupra acestui text, nu mai țin minte unde am găsit-o și când am găsit-o, dar un lucru extraordinar. Și îl vedeți, ăsta a fost o lucru pe viața lui. Și aici a făcut și pe acolo că și-a făcut meseria, a furat părăția lui Dumnezeu. Ceea ce mi se pare splendid, mai Ioan Gură de Aur putea să spun așa, a furat genial. După înviere, se pare chiar la aceeași zi a învierii spre seară, doi dintre ucenicii nu foarte direcți,
Cleopa și un altul bănuim că a fost Luca, pentru că numai în Evanghelia lui se găsește, a lui Luca, se găsește povestit acest episod. Tot așa, veneau de la țarină seara și mergeau către casă în satul lor, care se numea Emaus, nu prea departe de Ierusalim. Și pentru ei erau trei și vorbeau între ei despre una și despre alta. Și iată că se apare un călător, îi spun în ghilimele, un călător care se apropie de ei și îl întreabă: de ce sunteți trei și vă sunt fețele posomorâte? La care unul aproape mostrător: o, se vede că numai tu singur ești străin în Ierusalim, că dintre acolo veneau. N-ai auzit de un bărbat anume Iisus, puternic în cuvânt și în faptă, care a și vestit de profete. Și iată ce au făcut cu el iudeii, că l-au arestat, l-au prins, l-au bajocorit, l-au răstignit pe cruce, ba să zice că ar fi și înviat. Iar necunoscutul, deci călătorul, îi soțește și le explică pe larg profețiile din Vechiul Testament asupra patimilor și învierii lui Iisus. Întrebarea esențială: cum de ei, fiind ucenicii săi, nu l-au recunoscut? Este un text esențial în Luca, pentru că ochii lor erau ținuți să nu-l cunoască. Și aici trebuie să vă spun că Iisus, după înviere, s-a ocultat de câteva ori. Prima lui ocultare a fost în primii 30 de ani de viață. A trăit în Nazaret, neștiu de nimeni, ca un anonim. Deci este o ocultare deliberată pentru marea ieșire în lume. În timpul vieții lui pe pământ nu s-a ocultat, nu și-a ocultat niciodată ființa omenească, cu o sigură excepție la schimbarea la față, când a apărut ca Dumnezeu. Să nu uităm că înainte de a se întâlni cu Luca și Cleopa pe drumul spre Emaus, în aceeași dimineață, foarte de dimineață, Maria Magdalena s-a dus la mormânt, a văzut mormântul gol și a crezut că au fost curat trupul lui Iisus. Și în semi-întunericul dimineții a văzut un bărbat și ea a bănuit că este grădinar. Și plângând a spus: nu știți cine a luat pe Domnul meu și unde l-au pus? Că el trebuia să știe, fiind șeful grădinii. Așadar nu l-a recunoscut, pentru că Iisus s-a ocultat. Și ochii ei erau ținut să nu-l cunoască. Și el l-a recunoscut de-abia când Iisus a dat un semn cu vocea. Ia strigată pe numele Marie. Atunci l-a recunoscut și a crezut în gând. Așadar, Iisus se ocultează.